sunt unii dintre noi care vin și spun, domnule, cum pot să cunosc că diavolul există pentru că nu-l văd? Ne face să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului pe care le spune Sfântul Apostol atunci când cumva îi mustră și le spune, nu știți ce cereți. Învățătura noastră creștină ne spune că Dumnezeu este Cel ce s-a făcut văzut. Și acest lucru a fost necesar pentru ca oamenii să-L cunoască, dovadă că omul nu are nevoie să-L cunoască pe diavol, pentru că această vedere, după cum ne învață tradiția bisericii, este una dintre muncile iadului însuși. În catastifele acestea noastre bisericești, într-un așa numit catalog al muncilor iadului și a pedepselor veșnice care așteaptă pe oamenii care vor trăi în veșnicie despărțiți de Dumnezeu, una dintre cele mai înfricoșătoare și mai îngrozitoare munci este tocmai această vedere a dracilor, pe care sufletul omenesc, fiind totuși atât de delicat, atât de gingaș în esența și alcătuirea lui, nu poate suferi această vedere fără ca această vedere să nu provoace un chin complet. Ceea ce ar însemna că dacă omul ar avea această nebunie, această inconștiență de a cere ca diavolul să-i se arate, e ca și cum și-aș cere lui singur însuși o sândă și moartea. Pe de altă parte, faptul că diavolul nu poate fi văzut în vreme ce Dumnezeu s-a făcut văzut și s-a putut face văzut, arată pe de o parte a tot puternicia lui Dumnezeu, pe de altă parte faptul că diavolul se află tocmai în această supunere a lui necondiționată în puterea lui Dumnezeu. Și că, pe de altă parte, faptul că oamenii nu pot vedea pe diavol este de fapt un gest de protecție și de acoperământ și de apărare pe care Dumnezeu îl are față de copiii săi, noi oamenii, pentru ca să-i scutească de o asemenea exact cum un părinte și-a ferit copilul de vederea unei crime îngrozitoare sau unui ucigaș înrăit sau așa mai departe, a unui priveliș care ar putea vătăma psihic și fizic inclusiv pruncul, copilul. Pe de altă parte, Mântuitorul însă ne spune atunci când, arătându-se pe sine ca chip al lui Dumnezeu, ca fiul al lui și arătându-ne pe noi ca chip al său, care este chip al Tatălui, ca fiu. Iată că ne spune atunci, deși nu-l putem vedea pe diavol, ne învață totuși cum îl putem recunoaște. În primul rând, tocmai din numele pe care îl acordă, cu care îl numește, și anume în limba greacă, diavolos acesta provine din verbul dia valeo, care înseamnă a despina, a despărți. Dovadă că Dumnezeu însuși poartă un nume care, iată, se opune acestui nume de diavol. Dumnezeu se mai numește simbol, care are aceeași rădăcină ca și cuvântul diavol și care este tocmai opusul înțelesului acestuia de dezbinător. Este cel care unifică, este cel care leagă, este cel care nu știe. Iată deci că Dumnezeu ne se arată pe sine însuși ca cel care, pe lângă faptul că creează, dă viață, este cel care unește toate cele despărțite și că dorința lui Dumnezeu, așa cum de altfel a exprimat-o fiul său la cina cea de taină, în rugăciunea arhierească către Tatăl, pentru ca toți să fie una, iată că Dumnezeu unește ce? Cerul cu pământul, sufletul cu trupul dând viață unui om întreg, pe oameni, pe om cu Dumnezeu însuși și pe oameni între ei. În vreme ce diavolul ce face? Tocmai opusul acestei lucrări lui Dumnezeu, care vrea ca toate să fie într-una și unul să fie în toate. Anume, el dezbină ce? Plecând tocmai de la această despărțire a sufletului de trup, iată primul efect pe care îl putem recunoaște, nu numai existența, dar și lucrarea diavolului în viața omului, prin faptul că s-a împlinit în tocmai avertismentul lui Dumnezeu către oameni să nu mâncați din acest pom, din acest fruct al acestui pom, pentru că veți muri negreșit, adică este primul act de dezbinare pe care îl face diavolul, în primul rând rupându-l pe om de Dumnezeu prin neascultare, în al doilea rând aducând acest efect dezastros al morții, adică al despărțirii sufletului de trup, iată un alt efect al dezbinătorului, o altă lucrare a lui, și care provoacă, iată, cea mai mare nenorocire în viața omului și care este moartea însăși. Pe de altă parte, se poate recunoaște, după cum spune Mântuitorul, atunci când ne învață și ne îndeamnă să deosebim binele de rău în viața noastră, oamenilor asemenilor noștri, spunându-ne, după fapte veți cunoaște ca pământ după lală, adică efectele lucrării sunt cele care tocmai dezvolte prezența ascunsă, în poate nevăzut, în spatele acestei lucrări. Și anume faptul că acolo unde doi se roagă, se unesc, acolo unde doi se ceartă, se dezbină. Și acestea sunt lucruri care pot să ne facă pe noi să conștientizăm, adică cu o vedere duhovnicească, dacă nu cea trupească nu este îngăduită spre binele nostru, în schimb putem dobădi această vedere duhovnicească, acest discernământ al minții, prin care după învățătura Mântuitorului, fiind atent la efectele lucrării, poți recunoaște prezența ascunsă în spatele ei și să poți deosebi de unde îți vine un gând care te îndeamnă la bine, de la Dumnezeu, de la Sfântul Înger Păzitor, de la Sfântul căruia te rugat sau
să-ți pui problema, domnule, dar gândul ăsta pe care l-am acum și care mă îndeamnă să duc să fac cu tare faptă, nu e cumva de la cel vrăjmaș, nu e cumva o sursă a unui rău în viața mea?